Tragedie pe calea ferată în Mehedinți. O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost spulberată de un tren de călători după ce a încercat să traverseze calea ferată printr-un loc nepermis. Victima nu a supraviețuit impactului. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Accident feroviar grav. Evenimentul tragic s-a produs astăzi în jurul orei 12 între stațiile CFR Strehaia și Butoiești. O femeie a fost pulberată de un tren de călători. Din sursele proprii se pare că victima supraveghea mai multe bovine în momentul în care a fost surprinsă pe calea ferată. Aceasta lucra la o fermă împreună cu familia, iar în momentul impactului femeia ar fi fost împreună cu mama sa, care nu a acordat nicio importanță momentului tragic și a plecat de la fața locului. La locul incidentului a ajuns imediat o echipă medicală care a încercat resuscitarea femeii, însă manevrele nu au dat rezultate. Victima a suferit răni grave la cap, astfel că a fost declarat decesul victimei. Am fost anunțați pe 112 pentru un accident feroviar produs între Strehaia și Butoiești, mai exact la lunca Banului, cu o victimă. La sosirea echipajelor, ambulanță, poliție, pompieri, a fost găsită o femeie în vârstă de 35 ani, fără semne vitale, leziunile fiind incompatibile cu viața. Aceasta a fost declarată decedată de echipajul medical aflat la fața locului. De asemenea, un echipaj de pompieri din cadrul stației Strehaia s-a deplasat de urgență la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe femeie. În cursul acestei zile, stația de pompieri Strehaia a intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă și modul de descarcerare la un accident feroviar produs pe raza localității Lunca Banului. Ajunși la locul evenimentului, am constatat că o persoană de sex feminin fusese lovită de un tren care transporta persoane. Din nefericire, aceasta a fost declarată decedată de echipajul SAJ prezent la locul evenimentului. Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea identității, precum și a tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Astăzi, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul că pe magistrala 900 între stațiile Strehaia și Butoiești, în localitatea Lunca Banului, un teren interregio a accidentat mortal o femeie de 35 de ani. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției pentru efectuarea cercetărilor. În cauza a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Se pare că victima ar fi fost avertizată prin semnale sonore de către mecanicul trenului, însă aceasta nu s-a mai putut salva. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.